Nimeni n-are voie să oprească mașina în intersecție pentru că vrea la covrici. Doar ăștia angajați la poliție, la Ministerul de Interne, cu uniforme de stat, cu pistoale, poate să facă ce vor. 40735 MAI, numere de stat. Încă o dovadă că statul e mafiotizat și că mafia e chiar cu uniforme de poliție. Și ca să vedeți cât ești de nezrevani, stau cu centura în spate. E clar că nu o poartă niciodată. Au văzut uniforma reflectorizantă și o crezi că e de-a lor, din MAI, camuflat. Uitați-vă cât e de periculos unde staționează ei, în fața trecerii de pietoni, în intersecție. O grămadă de accidente se pot întâmpla din cauza lor, în timp ce ei își așteaptă covrigul, sau plăcinta, sau pizza. Pentru că puțin le pasă de lege, că puțin le pasă de oameni. Ei se cred din casta privilegiată, a celor care pot să ignore legea. Din mafia cu epoleți. Un pic s-a emoționat, dar nu o să abandoneze rândul acum, nici măcar nu o stat la coadă. Din câte am văzut eu de departe, s-au apropiat imediat de rădăcina cozii și iau mâncărica. Ia mâncărica, dar nu lăsa mașina în intersecție, pentru că e periculos și ilegal. Din câte știu eu legile, dar poate nu le știu eu bine. Poate s-au făcut legi speciale în care scrie că nimeni n-are voie să staționeze un vehicul în intersecție și în fața trecerii de pietoni, cu excepția mafiei cu epoleți. Dacă ai pistol, dacă ai uniformă de stat, dacă ai tupeu, atunci faci cum vrei. Cum îți cășunează? Nici măcar nu s-a grăbit șoferul să ia primul. Unde să se grăbească? Și ce dacă îl filmează? Și o să-l pună pe internet și o să devină viral clipul. Sunt mii de astfel de clipuri și poliția oricum face ce vrea. Cu centura la spate, pentru că el trebuie să aibă mâinile libere să poată mânca. Șoferul nici el nu-și pune centura. Și am plecat din loc. Asta din Giurgiu e cu frică de poliție și o lăsat să treacă. Nici măcar nu semnalizează că face stânga. Bravo, domne! Bulevardul Ion Mihalache.